implementarea în uh, um, automotiv. Și acum eu știu companii care implementează Agile și știu că uh, în uh, diverse departamente și în diverse zone ale organizației uh, se implementează Agile nu doar în zona de software delivery, dar voiam să dau un exemplu care uh, mie uh, îmi place foarte mult și unii dintre voi E posibil să, să fi auzit de Wikispeed, care a fost o mașină construită în 2008 păstrând principiile Agile. Și, de fapt, ce s-a întâmplat? Joe Justice, un tip care era un fan Agile. Aude de un concurs, există un concurs de construire a unor mașini prototip, dar funcționale. Mi se pare că se numește Progressive Insurance X Prize. Și aveau un premiu din acesta imens de milioane de, de dolari și se cerea construirea unei mașini care avea niște cerințe foarte clare. Trebuia să se limiteze consumul la 100 de miles per gallon, ceea ce ar echivala cu undeva în jur de 2,5 litri la 100 de kilometri. Consumul și trebuia să fie o mașină cu patru locuri care să satisfacă reglementările legale și toate standardele de siguranță pentru mers pe drumuri publice. N-a avut niciun om în echipă, n-a avut niciun ban, și în trei luni a ajuns la o echipă de voluntari cu care au reușit să livreze mașina. Și nu doar că a avut consumul acesta de 2,5 litri la 100 de kilometri, dar atingea 100 de kilometri în 5 secunde și viteza maximă, dacă nu mă înșel, a fost undeva la 240 sau 250 de kilometri pe oră. Iar Dezvoltarea s-a făcut aplicând principiile Agile. E un studiu de caz în implementare Agile. Cum poți să construiești, plecând de la zero cu Agile, o uh, mașină? Uh, N-au câștigat premiul cel mare sau, clas sau uh, mi se pare că au ajuns pe locul 10, surclasând companii gen Toyota, Chrysler care au bugete imense pentru uh, dezvoltare. Și din tot ce spun ei, secretul a fost aplicarea principiilor uh, Agile și o dezvoltare iterativă și incrementală. <fixă -i>